moderator Lilian Secară, regizor, vă invit în spațiul public. Emisiunea poate fi urmărită și în format video pe site-ul trm.md, de asemenea pe două pagini, pe două conturi de Facebook, Radio Moldova și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Mai rapid, mai sigur, mai comod și, de ce nu, mai curat, adică cu mai puțin impact asupra mediului. Sunt câteva dintre cerințele pe care le înaintează cetățenii utilizatorii de transport public. Discutăm astăzi despre implementarea programului Transport Modern, lansat pe 16 februarie. Analizăm modul în care se pliază programul pe aceste cerințe înaintate de pasageri, de utilizatorii de transport public. În studio e domnul Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Domnule secretar de stat, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Fiți binevenit la Radio Moldova. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Pe 16 februarie, domnul ministru Andrei Spânu a lansat cel puțin trei imperative prezentând programul Transport Modern. A zis așa: renovarea parcului de autobuze, combaterea transportului ilicit de pasageri, modificarea codului transporturilor rutiere. Vom trece în revistă aceste imperative și vom explica publicului cum avem de gând să realizăm aceste obiective. Și începem chiar de la renovarea parcului de autobuze. E lucru știut, în parcurile de autobuze și nu numai de autobuze, avem unități de transport care au vârste și de 10 ani și de 20 de ani și peste 20 de ani, care sunt depășite și moral și tehnic și care, atunci când sunt utilizate, chiar prezintă impact și asupra mediului. Deci, cum e să renovezi un parc de autobuze? Cum se va face asta? Da, deci, într-adevăr, pentru Minister e o prioritate majoră implicarea în tot ceea ce ține de renovarea parcului auto. Din păcate, o bună parte din toate autovehiculele care sunt implicate în transportul național de pasageri sunt depășite ca și termen. Deci, peste 75% din toate autovehiculele implicate în transportul interraional și raional de pasageri au o vârstă de peste 16 ani. O bună parte dintre ele chiar au o vârstă peste 20 de ani, avem și autocare care au o vârstă de peste 20-30 de ani de zile și reprezintă într-adevăr un risc în ceea ce ține de siguranța cetățenilor și siguranța pasagerilor. Din aceste considerente, noi la Minister am avut câteva întruniri, de fapt, în toate întrunirile pe care le avem noi cu donatorii și cu reprezentanții misiunilor diplomatice, abordăm subiectul de asistarea transportatorilor în ceea ce privește posibilitățile de renovare a parcului auto. Avem discuții implicit în ceea ce privește anumite donații de autovehicule care să fie utilizate în transportul de pasageri, cât și analizăm perspectiva creării unui mecanism de susținere financiară prin intermediul anumitor credite preferențiale pentru transportatori. Acest mecanism a fost dezbătut inclusiv și cu reprezentanții asociațiilor de profil în domeniul transporturilor și cu, la moment, discutăm Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Efectuăm o analiză de impact, elaborăm conceptul care ar trebui să ne dea direcțiile de bază reale pe care putem să le implementăm. Din păcate, ultimele evenimente din Ucraina cumva au încetinit și reorientat anumite priorități în ceea ce privește interesele, de fapt, și vectorii de orientare a donatorilor străini pe anumite platforme. Am reluat aceste... E complicat să convingi acum pe cineva dintre donatori sau investitori să investească aici în Republica Moldova, pentru că suntem la graniță cu războiul din Ucraina? Bine, principala problemă este, de fapt, că o bună parte dintre resursele financiare alocate Republicii Moldova sunt reorientate spre gestionarea anumitor crize care reiese din tot ceea ce se întâmplă în Ucraina. Însă ne bucură faptul că acum avem din nou această deschidere și am reluat discuțiile în tot ceea ce privește renovarea parcului auto. Lucrăm de comun cu colegii de la Consiliul Economic, lucrăm cu colegii de la ANTA pentru o analiză amplă a tot ceea ce
tot ceea ce privește posibilitățile reale de renovare a parcului auto și urmează să venim cu un concept care va fi prezentat inclusiv și donatorilor să discutăm, fiindcă există interes din partea donatorilor și pentru noi este o prioritate ca să ajutăm transportatorii să-și renoveze parcul auto. Cât de motivante ar fi eventualele credite preferențiale pe care le veți oferi operatorilor de transport? În principiu, deci o bună parte, de fapt, majoritatea transportatorilor care sunt implicați în transportul interraional, care reprezintă, de fapt, cea mai mare pondere și acolo identificăm o problemă în ceea ce privește vechimea parcului auto. Deci, pentru transportatori este un... Vor fi evaluări, da? Vor fi evaluări, dar există un interes sporit din partea transportatorilor, fiindcă renovarea parcului auto constituie și un plus în tot ceea ce privește modelul de business pe care îl adoptă transportatorii. Într-adevăr, este nevoie de o intervenție a statului pe segmentul dat ca să putem să-i ajutăm. Creditele preferențiale sau anumit leasing preferențial reprezintă interes major pentru transportatori. Și de comun cu transportatorii și cu eventualii finanțatori urmează să identificăm formula potrivită și să o dezbatem și să sperăm că în scurt timp o să putem să identificăm anumite mecanisme, primii pași pe care putem să-i facem ca să ajungem la un, cel puțin la nivel conceptual, la un program care să mai apoi să poată fi implementat și transportatorii să participe în cadrul acestui program. Domnule secretar de stat Păscăluță, dumneavoastră știți, cunoașteți, dar știm și noi, cei care utilizăm transportul public și nu numai transportul public, transportul se face vinovat de, în proporție de 90% de emisiile nocive, de emisiile de CO2, transportul poluează atmosfera și mai ales asta se resimte în orașele mari, precum e Chișinău, precum e Bălți și probabil și alte zone. Deci, întrebarea mea, cum integrăm în acest program denumit frumos, transport modern, cum integrăm componenta de mediu? Da. Pentru că, da, vom renova parcurile, dar nu le vom renova oricum. Într-adevăr, așa credem noi, așa vrem noi, cei care utilizăm transportul și mai ales cel public. Pornim de la principiul că renovarea parcului auto duce la diminuarea emisiilor de carbon, adică noi o să utilizăm autovehicule mai noi care au anumite standarde de ecologice care sunt conforme cerințelor europene. Paralel, noi lucrăm și la elaborarea unui program de mobilitate care include componenta de diminuare a emisiilor de carbon. Noi ne dorim foarte mult să putem să stimulăm transportatorii să-și procure autovehicule de tip electric, autobuze de tip electric. Exact, în momentul ăsta aș fi vrut să ajungem, da, pentru că problema am discutat-o ani la rând. Da, dar această implicare necesită o abordare graduală, deci trebuie să pornim cu realitățile pe care le avem și cu posibilitățile pe care le avem acum. Noi o să includem și o să încercăm să stimulăm transportatorii, inclusiv în tot ceea ce privește acordarea anumitor tipuri de rute, transportatorii să fie motivați să utilizeze autovehicule mai prietenoase mediului înconjurător și din considerentele astea discutăm și inclusiv colegii de pe domeniul energetic ca să putem să le asigurăm o infrastructură în tot ceea ce privește posibilitatea de a încărca autovehicul tip electric, de a crea infrastructura, fiindcă există anumite limitări în tot ceea ce privește utilizarea unui autovehicul de tip electric și mai ales autocare și autobuze de tip electric. Costurile sunt un pic mai mari pentru procurarea unui astfel de autovehicul, iar capacitatea de autonomie este mai limitată. Și anume, din considerentele astea, noi, inclusiv când discutăm cu colegii de pe domeniul energetic, când discutăm și cu finanțatorii, ne arătăm un interes sporit în tot ceea ce privește motivarea utilizării autovehiculilor mai prietenoase mediului. Și la nivel legislativ, la nivel de acte normative, noi o să stimulăm, să le oferim anumite beneficii transportatorilor care vor utiliza autovehicule de tip electric, inclusiv în ceea ce privește normele de concurs pentru acordarea anumitor rute. Fiindcă
la nivel de strategie, într-adevăr, ar trebui să motivăm, fiindcă tot ceea ce se întâmplă pe piața produselor petroliere, creșterea prețului pentru combustibil, a constituit un semnal de alarmă inclusiv pentru transportatori și inclusiv pentru noi. Și cunoaștem că această problemă poate fi diminuată major prin utilizarea surselor de energie alternativă. Da, voiam să zic că avem și angajamente pe domeniul implementării acordului de asociere cu UE și acolo avem niște angajamente în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 și transportul inclusiv are acolo niște angajamente scrise pe hârtie. Și în perspectiva aceasta sigur că da, mai mult ca atât o să lucrăm să includem, să încercăm să ne includem anumiți pași concreți în ceea ce privește strategia de sau programul de mobilitate ca să motivăm și să susținem utilizarea autovehiculor de tip electric, autovehiculor care sunt prietenoase mediului, mai ecologice. Un alt imperativ, combaterea transportului ilicit de pasageri și probabil numai de pasageri, e un fenomen răspândit. Da, deci o altă prioritate în tot ce ține de programul transport modern reprezintă combaterea transportului ilicit de pasageri și de mărfuri. În acest sens, de comun cu autoritățile de profil și Agenția Națională Transport Auto a fost elaborat și semnat un plan de combatere a transportului ilicit, un plan care are o continuitate inițială de 2 luni și ne propunem ca aceste activități să continue să fie desfășurate pe parcursul, adică să aibă o continuitate, să fie un proces continuu. Am avut o perioadă de 2 săptămâni în care colegii de la ANTA, Serviciul Vamal, Poliția de Frontier și reprezentanții Inspectoratului de Patrulare au informat transportatorii despre viitoarele acțiuni și deci au fost informați peste 2000 de transportatori despre acțiunile care urmează să aibă loc. Și la moment se desfășoară campania de combatere a transportului ilicit de pasageri, sunt aplicate sancțiuni contravenționale, au fost ridicate și permise, blocuții de înmatriculare, adică noi vrem să responsabilizăm transportatorii, vrem să combatem acest fenomen, fiindcă el influențează major tot ceea ce ține de transportul regulat de pasageri. Și înțelegem că e o prioritate pentru noi și trebuie să mergem concomitent, atât cu modificări la nivel legislativ și cu activități în teren ca să stimulăm transportatorii și să le asigurăm condiții normale de activitate pentru transportatorii veritabili, adică cei care într-adevăr sunt, au actele în regulă, își desfășoară activitatea conform unui program prestabilit și coordonat cu autoritățile de profil. Domnule Mircea Păscăluță, da, v-ați explicat, vă este clar de ce există acest fenomen, cum se explică el și cum ar fi să-i aduci pe acești transportatori care merg pe căi ocolite, zic eu așa, ca să-i aduci în cadrul legal, de ce se întâmplă asta? Păi, probabil că sunt anumite elemente de ordin financiar și anumite elemente de ordin birocratic, fiindcă noi, la nivel național, avem un program de rute care este aprobat și care este prestabilit. Programul de rute care cuprinde întreaga infrastructură de rute la nivel național și la nivel... Deci avem rute interraionale care unesc mai multe comunități, mai multe raioane. Avem rute raionale. Pentru a obține o autorizație există anumite cerințe, atât de ordin tehnic cât și de ordin financiar și care ar trebui să le îndeplinească transportatorii. Și este și firesc și normal ca transportatorii să corespundă cerințelor tehnice, să corespundă cerințelor financiare, să aibă un parc de autovehicule care să fie implicat în transportul de pasageri, care să asigure în primul rând siguranța pasagerilor. Există și componenta financiară de impozitare care se achită de către stat. E și firesc că acest fenomen există și trebuie combătut, fiindcă, din păcate, mulți transportatori încearcă să evite aspectele legate de procedura de autorizare, aspectele legate de impozitare.
Noi trebuie să motivăm transportatorii, dacă cineva dorește să desfășoare o activitate în acest sens, să intre în albe legală și să-și autorizeze toate rutele pe care le face, să corespundă cerințelor de siguranță care trebuie să fie urmărite și autorizate de către autoritățile de profil. Mai mult ca atât, am îndemnat și cetățenii să utilizeze transporturile autorizate, fiindcă este foarte important. Un pasager trebuie să fie conștient de faptul că transportul ilicit sau un transportator care nu este autorizat și care nu corespunde normelor implică anumite riscuri. Din considerentele date, noi mergem pe campanii de combatere a transportului ilicit de pasageri și pe modificări legislative și pe discuții pe care le aveam inclusiv cu transportatorii. Acum autorizațiile se obțin mai ușor, avem deja un proces de digitalizare, să înțeleg. Da, deci a fost implementat sau finalizat procedura de implementare a unui tip electronic, digital de autorizare, deci avem sistemul e-autorizație, care a fost lansat în sfârșit, a durat ceva timp până când a fost implementat acest proces și mai mult ca atât, noi nu ne oprim aici. Noi o să mergem pe ideea de digitalizare a tuturor serviciilor de transport, o să mergem pe ideea de crearea unei rețele la nivel digital a rutelor, ceea ce va constitui o platformă de bază pentru eventuale aplicații mobile pe care pot fi utilizate inclusiv de către pasageri. Dar cel mai important este faptul că noi încercăm să transformăm autoritatea responsabilă, deci Agenția Națională de Transport Auto, să digitalizăm toate procesele astfel încât o bună parte din toate controlele care se fac pe teren să treacă în birou, la un centru de monitorizare unde să avem acces la anumite date. Să treacă pe online, să vedem dacă ruta se execută, numărul de pasageri care sunt deserviți și inclusiv transportatorilor le este benefic un astfel de proces, fiindcă ar diminua din numărul de controle care se fac pe teren și le-ar permite o evidență, inclusiv la nivel fiscal și la nivel de business, ca să-și poată să-și desfășoare activitățile așa cum ar trebui și nouă, deci ca și organelor competente în ceea ce privește de crearea politicilor și implementarea acestora, ne-ar permite o gestionare și o evidență clară a tot ceea ce se întâmplă pe țară cu transportul de pasageri, ca să putem să identificăm chiar și rutele care sunt necesare. E un proces continuu care ne aduce anumite favoruri în perfecționarea atât a sistemului de transport de pasageri, cât și pe viitor ne ajută să ajustăm inclusiv anumite proceduri din cadrul autorităților care, la fel, să fie orientate spre asigurarea unor servicii de calitate pentru pasageri și condițiilor favorabile transportatorilor ca să activeze. Lansată de curând această aplicație, da? E transport, așa? Câți operatori? E autorizație. Deci, autorizație. Da. E autorizație. Câți s-au folosit de această aplicație? Câți au intrat? Păi, acum toți operatorii de transport, cel puțin la nivel de transportatori de mărfuri, utilizează, fiindcă noi colegii de la Agenția Națională de Transport Auto au făcut o migrare în tot ceea ce ține de serviciile care sunt prestate de către agenție. Deci, transportatorul se loghează și are un cont unde intră în aplicație și își poate obține autorizațiile necesare prin această platformă. Obiectivul nostru de bază este să digitalizăm toate tipurile de autorizații și toate tipurile de servicii să meargă prin intermediul platformelor digitale, deci prin intermediul e-autorizației. Ea vizează inclusiv și transportatorii de mărfuri și transportatorii de pasageri. Deci noi, obiectivul implementării unui astfel de program este digitalizarea tuturor serviciilor. Da, mi-aduc aminte, pe 16 februarie, domnul ministru Andrei Spânu a zis vom face ordine prin intermediul acestui program, transport modern, vom face ordine. Asta e partea ordinii pe care trebuie să o facem, da? Sigur că da. O componentă de digitalizare este un factor important în ceea ce ne permite diminuarea factorului uman, diminuarea anumitor aspecte legate de corupție,
Și comoditatea și flexibilitatea transportatorilor care pot să utilizeze aceste platforme digitale, pot să utilizeze această autorizație pentru a permite, pentru a-și primi autorizația fără a merge la autoritățile emitente, în cazul nostru la Agenția Națională de Transport Auto, să stea în rând, să discute cu anumiți colaboratori. Noi trebuie să diminuăm de fapt interacțiunea dintre autoritățile competente și transportatori prin digitalizarea acestor servicii. Da, sunt mai multe rute, sunt mai mulți operatori de transport, nu toate rutele sunt funcționale sau nu toate rutele se supun unor discipline, unor regimuri care ar trebui să fie, să existe în mod cert. Transportul trebuie să lucreze, zicem noi, ca un ceas. Da. Da, în felul ăsta, deci, se face ordine. Da, noi, deci, colegii de la Agenția Națională Transport Auto au pornit un proces destul de amplu de analiză tot ceea ce se întâmplă pe teren, adică o analiză a rutelor care se efectuează, fiindcă din calculele estimative avem în jur de 30% din rute care nu se efectuează, ceea ce reprezintă o problemă, fiindcă suprapunerea anumitor rute, existența foarte multe rute pe anumite segmente de drum reprezintă o incomoditate pentru pasageri, fiindcă nu se efectuează cursele, pasagerii nu pot să ajungă în anumite localități în timpul pe care și l-ar dori. Și noi trebuie să asigurăm o logică în tot ceea ce privește transportul național. Din considerentele date, am pornit de comun cu ANTA un program, o campanie de revizuire, de fapt, o analiză a tuturor rutelor. Rutele care nu se efectuează urmează a fi notificate. Încercăm să curățim, de fapt, tot programul Național Transport în sensul în care să identificăm rutele necesare, rutele care nu se efectuează urmează a fi incluse. Deci, în analiza pe care o elaborăm la moment pentru elaborarea unui nou program de transport la nivel național, care de comun cu alte autorități, inclusiv cu autoritățile publice locale, va constitui bază pentru elaborarea unei noi rețele de rute care să corespundă cerințelor pasagerilor și posibilităților transportatorilor de a asigura accesul cetățenilor la servicii de transport. Domnule secretar de stat Mircea Păscăluț, atunci, pe 16 februarie, când s-a lansat programul Transport Modern, s-a zis și așa: se va schimba metodologia de formare a prețurilor pentru transportul de pasageri. Explicați-ne de ce și pentru ce. Metodologia actuală de calcul a tarifului care trebuie să aplice pentru prestarea serviciilor transport de pasageri este învechită și nu corespunde realităților. Sunt anumite componente care, din păcate, nu pot fi identificate, cum ar fi rata de îmbarcare a pasagerilor. Anume, din considerentele astea, noi mergem și pe componenta de digitalizare. Noi am spus că o să revizuim și o să reformăm, de fapt, politica tarifară. Din considerentele date, luăm în calcul inclusiv posibilitatea de liberalizare a tarifului. În majoritatea țărilor, prestarea serviciilor transport de pasageri este liberalizată în ceea ce privește tariful. Este cererea și oferta, există o competiție între transportatori. Transportatorii își fac o analiză a capacităților financiare, a capacităților operative și în funcție de aceste componente pun prețul care este prețul pentru pe bilet. Noi trebuie să mergem pe o liberalizare a tarifului, fiindcă tot ceea ce s-a făcut până acum s-a încercat cumva o rigidizare, adică un control și o reglementare strictă, exhaustivă a tot ceea ce ține de transportul de pasageri. Încercăm să mergem să oferim posibilitatea pieței, deci reguli de piață, reguli de business, reguli de concurență să fie aplicate așa încât
pasagerii să poată să aleagă un mod, un operator de transport potrivit, comod și la fel și după componenta de preț. Adică să fie liber să-și poată să spună un preț care să corespundă posibilităților pasagerilor. Din considerentele date, noi mergem spre o liberalizare treptată a tarifului. Asta e și cerința operatorilor de transport? Asta doresc și dumnealor? Da. Noi am discutat cu transportatorii, ei salută ideea asta, doar că trebuie să vedem cum o implementăm treptat. Deci trebuie să mergem etapizat pe tot ceea ce ține de reformarea sistemului de elaborare a tarifului aplicabil pentru transportul de pasageri. Dacă se întâmplă acest lucru, liberalizarea tarifelor pentru transport, pasagerii vor fi în câștig? Da, pasagerii vor fi în câștig din considerentele că va exista o concurență între transportatori. Statul nu trebuie să intervină major în ceea ce privește capacitatea operatorilor de a-și desfășura activitatea. Operatorii trebuie să-și facă o analiză a anumitor rute pe care le desfășoară, să-și vadă rentabilitatea și să corespundă și criteriilor de concurență, fiindcă pe majoritatea curselor, rutelor pe care le avem, noi nu avem un singur transportator, noi avem mai mulți transportatori care concurează între ei și e firesc ca reguli de piață, reguli de concurență să fie la locul lor ca să asigure un preț potrivit cetățenilor ca să-l... Da. Asta se va întâmpla acolo unde există și poate fi concurență. Iar acolo unde nu există concurență, să zicem, în transportul urban Chișinău, noi cei care utilizăm troleibuzul zilnic, așa ne gândim și așteptăm cu îngrijorare majorarea prețului la biletul de călătorie în transportul public, în cel electric mai ales. Ce credeți dumneavoastră mărirea tarifului la transportul? Deci tot ceea ce ține de tariful care public este aici în Chișinău e unul justificat? Va fi unul justificat? Tariful aplicat în cadrul transportului de tip local, municipal, ține de către autoritățile publice locale. Deci primăria este autoritatea responsabilă de aplicarea unui tarif. Ei au analizele lor pe care le efectuează. Ei au costurile și cheltuielile pe baza cărora identifică prețul, tariful real aplicabil pentru anumite curse, dar au componenta de compensație. Deci autoritățile publice locale au dreptul și au posibilitatea de a compensa tariful la nivel local și municipal și vin cu aceste compensații. Adică ar putea să mențină acest tarif de 2 lei la transportul electric și ar putea să-l majoreze. Asta în funcție este dreptul autorităților publice locale de a face analize și de a vedea posibilitățile de compensare a transporturilor. Suntem în emisiunea Spațiu Public. Astăzi vorbim despre componentele programului Transport Modern, un program lansat în data de 16 februarie. Astăzi vorbim împreună cu domnul secretar de stat Mircea Păscăluță cum se pliază prevederile programului cu cerințele celor care utilizează transportul public și noi deja am mers pe câteva componente. Am explicat cum vom înnoi parcul de autobuze, troleibuze, cum vom combate transportul ilicit de pasageri și o componentă acestui program ar mai fi, așa s-a spus cel puțin la lansare, vom modifica codul transporturilor rutiere. Chiar n-am ajuns să citesc în amănunte ce prevede acest imperativ. Dumneavoastră ne spuneți mai multe. De ce avem nevoie de un cod al transporturilor rutiere? Da, deci lansarea unui program, programul Transport Modern, are la bază componenta legislativă, deci componenta de act normativ. Când discutăm despre transport, despre serviciile de transport, discutăm despre codul transportului rutiere, care stă la baza tuturor
acțiunilor pe care ne le-am propus. Deci componentele programului trebuie să se regăsească și în modificările de ordin legislativ, ținând cont că asta este legislația de bază, de fapt, în tot ce ține transporturile rutiere. Și am identificat un șir de lacune legislative și un șir de prevederi care necesită a fi modificate. Am avut discuții cu transportatorii periodice în ceea ce privește modernizarea sau ajustarea prevederilor normative conform cerințelor și realităților actuale. Am lansat această inițiativă și am discutat, am solicitat ca transportatorii, asociațiile patronale să, din domeniul transportului să ne transmită propunerile lor. Am analizat o bună parte, de fapt majoritatea propunerilor, unele componente au fost incluse, unele nu au fost incluse, urmează să le dezbatem pe filiera legislativă, adică în procedura de transparență decizională o să avem discuții cu transportatorii, câteva dintre prioritățile noastre care se regăsesc în noul în modificările legislative în ceea ce privește codul transportului rutier sunt implicarea autorităților publice locale în ceea ce privește programul de rute, modificarea acestora. Noi considerăm că autoritățile publice locale trebuie să expună în ceea ce privește asigurarea cetățenilor cu transport, deci asigurarea locuitorilor anumitor comunități cu servicii de transport. Din considerentele date, o să oferim dreptul autorităților publice locale să se expună printr-un aviz în tot ceea ce privește modificarea programului de transport rutier. La elaborarea noului program am comunicat și comunicăm cu autoritățile publice locale. A fost creată un fel de platformă digitală care le-a permis autorităților publice locale să ne prezinte anumite date necesare colegilor de la ANTA pentru a elabora programul dat. Anume din componenta asta, noi mergem pe o implicare mai activă a autorităților publice locale, inclusiv pe ordin legislativ. Deci se regăsesc anumite modificări în ceea ce privește rolul sau aportul autorităților publice locale în modificarea programului de transport. Suplimentar, ajustăm prevederile codului cu standardele și reglementările Uniunii Europene. Mergem pe extinderea termenului de valabilitate certificatelor de competență profesională de la 3 la 7 ani, diminuarea unor acte sau numărul de acte permisive pe care ar trebui să le aibă la bord transportatorii, pentru că noi mergem pe digitalizare, utilizăm e-autorizație, un șir de acte nu ar trebui să mai regăsească la bordul transportatorilor. Liberalizarea, inclusiv și componenta de liberalizare a tarifelor, la fel să regăsesc prevederi în cadrul codului. Și un aspect important este transmiterea mai multor competențe către Agenția Națională Transport Auto în ceea ce privește programele de transport rutier, în ceea ce privește politicile tarifare care pot fi aprobate, cu excepția prevederilor deja de politici, într-adevăr. Adică politicile o să țină de către minister, implementarea tuturor acestor și anumite proceduri subsecvente acestor politici se transferă către Agenția Națională Transport Auto. Program Național Transport Modern se referă doar la transportul auto sau și la celelalte tipuri de transport? Programul Transport Modern, la moment, se axează pe transportul rutier. Da. Da. Dar astăzi aș fi vrut să discutăm și despre transportul feroviar. Și asta pentru că transportul feroviar cumva acum și-a diminuat importanța. Într-o vreme era foarte utilizat, era modern, era dezvoltat. Acum vedem o remisie și asta se întâmplă probabil nu numai în Republica Moldova, se întâmplă în mai multe țări europene. Deci, dacă altă dată oamenii care vin din Călăraș aici la Chișinău să lucrezi sau de alte zone care au infrastructură feroviară. Acum nu mai aleg trenul, aleg de cele mai multe ori transportul auto, microbuzul. Și întrebarea e cum reabilităm transportul feroviar, dacă există
Există viziune asupra acestui demers. Da, ne bucurăm că mai recent angajații căilor ferate și-au primit salariile, au fost remunerați sau au fost lichitate toate restanțele. Dar după asta, probabil, urmează de gândit un program și pentru transportul feroviar. Și asta, probabil, dacă nu mă înșel la memoria, chiar s-a întâmplat. Guvernul gândește asupra unui program de reabilitare a transportului feroviar. Da, deci trebuie să înțelegem că politica de bază în domeniul transporturilor nu include doar transportul rutier. Într-adevăr, noi includem și componenta de feroviar, componenta avia, componenta navală. La fel, reabilitarea infrastructurii feroviare, utilizarea sau stimularea utilizării transportului de pasageri pe domeniul feroviar reprezintă o prioritate pentru minister și pentru guvern. Din considerentele date, noi avem deja finanțări ceea ce privește reabilitarea anumitor tronsoane de cale ferată. Suntem în discuții legate de posibilitatea de a procura vagoane. Deci când discutăm despre pe domeniul feroviar, noi discutăm și despre componenta de transport de pasageri, dar și despre componenta de transportul de mărfuri. Fiindcă ele cumva sunt interconectate și dezvoltarea anumitor segmente ne permite ca prin intermediul, spre exemplu, utilizării mai mult pe domeniul de marfă să stimulăm și utilizarea transportului și utilizarea de către pasageri. Anume din considerentele date a fost aprobat un nou cod pe domeniul feroviar. Discutăm și lucrăm la reformă în tot ceea ce privește domeniul feroviar. Reformarea CFM și includerea anumitor componente de granturi și de subvenții din partea statului pe segmentul de transport de pasageri pe domeniul feroviar. Înțelegem că nu putem să ne axăm doar pe domeniul rutier. Noi stimulăm și încercăm să stimulăm utilizarea ca pasagerii să utilizeze conexiunile și posibilitatea de a merge cu trenul la anumite localități. Și asta reprezintă și o abordare smart. Asta urmează să regăsească în noua strategie de mobilitate. Trebuie să oferim posibilitatea cetățenilor să utilizeze trenul pe anumite segmente, să utilizeze și transportul de autovehicul, adică transportul rutier. Trebuie să asigurăm flexibilitate și mobilitate maximă pasagerilor. Din considerentele date, noi mergem pe reabilitarea infrastructurii feroviare care urmează să fie utilizată atât la nivel de transport național, cât și la nivel de transport internațional. Discutăm cu partenerii noștri din România pentru a putea asigura o conexiune pe domeniul feroviar, adică să stimulăm pasagerii să utilizeze căile ferate pentru a ajunge în România, pentru a ajunge în Ucraina. În ultima perioadă am avut o creștere semnificativă a utilizării trenurilor și mai mult ca atât este o creștere majoră în tot ceea ce privește utilizarea infrastructurii feroviare pe domeniul de marfă. E o prioritate pentru noi, mai mult ca atât e o prioritate și pentru partenerii noștri europeni să dezvoltăm infrastructura feroviară și să stimulăm utilizarea acestei atât de către pasageri, cât și utilizarea infrastructurii feroviare pentru transportul de mărfuri. Conflictul în Ucraina a schimbat anumite lanțuri logistice și ceea ce a inclus și urmează să includă Republica Moldova în transportarea, în lanțuri logistice de transport de mărfuri din Ucraina spre Uniunea Europeană. Și din considerentele date, noi ne axăm foarte mult, e o prioritate pentru noi să asigurăm la nivel de politici, la nivel de implementare acestor politici o utilizare cât mai eficientă și la nivel maxim al capacităților a infrastructurii feroviare. Domnule Pescăluță, economiștii ne spun întreprinderile gestionate de stat, ele de cele mai multe ori sunt nerentabile, uneori chiar falimentare. Căile ferate sunt gestionate de stat, se prevede și altceva în acest program gândit de guvern?
Da, reforma domeniului feroviar include și posibilitatea de intrare pe piața operatorilor privați în ceea ce privește transportul de mărfuri și de pasageri. Mergem pe reformare inclusiv cu posibilitatea de a permite operatorilor privați să vină să utilizeze infrastructura feroviară și să presteze astfel de servicii. Trebuie să mergem pe o liberalizare, într-adevăr, în ceea ce privește și de o demonopolizare a serviciilor de transport, de pasageri și de marfă pe domeniul feroviar. Noul cod feroviar prevede această posibilitate și există și un interes din partea partenerilor străini de a veni pe această piață, de a asigura concurență, fiindcă concurența o sugestionează inclusiv anumit un produs final care va fi orientat cetățenilor, iar concurența asigur servicii de calitate cu servicii mai bune și, într-adevăr, aceste prevederi sunt reglementate și adică este posibilitatea ca să vină și un operator privat. Ce se va întâmpla pe domeniul transportului aerian, avia? Pe domeniul transportului avia noi stăm bine, fiindcă avem acorduri cu Uniunea Europeană în ceea ce privește liberalizarea serviciilor de transport aerian. Noi avem operatori străini care vin și activează pe teritoriul nostru. Problema majoră este limitările impuse în ceea ce privește anumite porțiuni ale spațiului aerian din cauza conflictului din Ucraina, o bună parte din zboruri care se efectuau deasupra teritoriului nostru sunt redirecționate, ceea ce implică anumite diminuire ale venitului pe care le avea statul și instituțiile responsabile. Domeniul este liberalizat, el este internaționalizat. Noi avem transpus un șir de reglementări la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional care permit Republicii Moldova să fie conform cerințelor internaționale. Recent statul a fost auditat de către ICAO, care este organizația internațională în domeniul transportului aerian, în domeniul aviației civile. Am primit un calificativ destul de bun, peste media mondială, și urmează să ajustăm anumite prevederi de ordin legislativ și la nivel de implementare. Domeniul transportului aviei este supus de fiecare dată anumitor monitorizări din partea atât a europenilor cât și a organizațiilor internaționale. Ultimele discuții avute inclusiv cu partenerii europeni ne arată că avem progrese în domeniul dat. Am fost excluși din lista operatorilor restricționați de a utiliza spațiul aerian european, deci lista neagră. Operatorii noștri naționali au fost excluși din lista neagră, ceea ce înseamnă că avem progrese pe segmentul dat. Statul, autoritatea aeronautică civilă lucrează pe domeniul dat și ne implicăm în continuare în tot ceea ce ține de perfecționarea cadrului legal și de asigurarea unui nivel de siguranță conform standardelor și reglementărilor internaționale. Spuneți-ne, vă rog, cum s-a repercutat criza din regiune, războiul din Ucraina asupra economiei transporturilor din Republica Moldova, adică transport de mărfuri? Din păcate, într-adevăr, am avut și avem un resimțim conflictul de Ucraina, tot ceea ce privește transportul de mărfuri. O bună parte din transportatori acum sunt nevoiți să-și reorienteze traseele pe care le efectua. Deci avem transportatori care mergeau spre Federația Rusă, spre Belarus, spre Ucraina. Din păcate, acum acești transportatori sunt imposibilitate de a efectua aceste curse. Imediat cum a început conflictul, cum a fost impuse anumite limitări în ceea ce privește traseele obișnuite, am avut discuții cu partenerii europeni, am avut solicitări din partea Ministerului pentru emiterea unor autorizații, unor cote de autorizații suplimentare și a fost dat curs acestor solicitări, am primit autorizații suplimentare din partea mai multor țări europene, ceea ce a permis transportatorilor să le utilizeze pentru a se reorienta și reorienta piața de desfacere. Iar cel mai important este că a fost dat curs solicitării de a liberaliza transportul de mărfuri cu Uniunea Europeană. Am avut primele negocieri
cu reprezentanții Comisiei Europene în ceea ce privește liberalizarea și sperăm că într-un scurt timp o să ducem până la capăt semnarea unui acord de liberalizare pe transportul de mărfuri, ceea ce permite transportatorilor să exporte mărfurile pe piața Uniunii Europene fără anumite autorizări specifice care sunt utilizate la moment. Ne dorim foarte mult acest lucru, lucrăm foarte mult asupra acestui acord și sperăm că în curs, într-un scurt timp, vom vedea roadele acestei munci, un acord semnat și transportatorii vor putea... Asta trebuie să se întâmple, spuneați dumneavoastră, într-o altă emisiune la sfârșitul lunii iunie, da? Da, deci conform estimărilor noastre, conform discuțiilor, sperăm că până la sfârșitul acestei luni va fi semnat un acord de liberalizare a transportului de mărfuri cu Uniunea Europeană. Pe finalul emisiunii vă rog să ne spuneți, să ne vorbiți despre parteneriate, eventualele parteneriate pe care le vom stabili sau deja sunt stabilite pe domeniul modernizării transporturilor. Avem acest program, Transport Modern. Probabil vom avea nevoie de colaborări, vom avea nevoie de investiții, vom avea nevoie de negocieri și cu alte părți, cu țări învecinate, cu țările europene. Sigur că da. Pe domeniul de transport, pe asigurarea conexiunilor de transport cu țările vecine. Deci noi suntem și discutăm permanent cu colegii din România, cu colegii din Ucraina pentru a asigura, cel puțin și la nivel feroviar, și la nivel rutier, să mergem pe o liberalizare, pe transportul de mărfuri, pe o fluidizare a tot ceea ce ține transportul de pasageri, pentru a asigura mobilitatea și conexiunea dintre orașele principale din zonă. Avem diferite acorduri semnate și urmează să mai semnăm careva acorduri cu țările vecine pe stimularea și asigurarea unui conexiunilor și a unui transport, atât la nivel feroviar cât și la nivel rutier cu partenerii noștri, cu vecinii noștri. Și la fel discutăm cu partenerii europeni în ceea ce privește. Deci acordul de liberalizare ar presupune de fapt pasul major în tot ceea ce ține transportul de mărfuri și componenta de discuții cu partenerii noștri și cu vecinii noștri. Voiam să vă întreb și următorul lucru, pentru că am fost surprinși noi cei care navigăm pe rețelele de socializare. Recent am văzut o informație, cel puțin o știre pe care a distribuit-o Universitatea Tehnică. Un grup de ingineri de aici, din Republica Moldova, își propun să fabrice transport electric, autobuze electrice. Și probabil întrebarea asta trebuia să vină către Ministerul Economiei, dar vă întreb și pe dumneavoastră cât de veridic ar fi sau cât de ce posibilități ar fi ca și Republica Moldova să construiască, să dezvolte astfel de industrie construcția de mașini electrice. În tot cazul, da, în această știre se spunea că acest grup de ingineri are deja și banii necesari pentru a procede la o astfel de afacere. Da, pe filiera de transporturi, noi încercăm cumva să... Încercăm să stimulăm utilizarea unui transport de tip ecologic, ceea ce discutam și anterior. Da, am pornit de înainte să intrăm în emisiune. Da. Este foarte important și este salutabil această inițiativă și chiar dorim ca să fie dusă până la capăt posibilitatea ca în Republica Moldova să fie construite sau asamblate autovehicule de tip electric, care va crea posibilitatea transportatorilor cât și pasagerilor de a utiliza aceste tipuri de autovehicule, autobuze, care electrice. Asta noi, ca să nu mai trebuiască să cumpărăm de undeva, să facem achiziții, s-ar putea. Sigur că da. Și paralel cu construcția sau cu asamblarea unor astfel de tipuri de autovehicule pe teritoriul nostru, colegii pe domeniul energetic și în toate programele pe care le urmează să le implementăm, trebuie să mergem pe asigurarea unei infrastructuri de utilizare acestor autovehicule, adică să avem stații electrice,
electrice de încărcare, să avem drumuri care să le permită utilizarea și componenta de digitalizare, desigur. Ele tot trebuie să meargă toate la pachet ca să asigurăm, într-adevăr, un transport modern. Da, dar despre aceasta urmează să discutăm cu cei de la Agenția de Eficiență Energetică, probabil, pentru că și acolo sunt niște politici pe care urmează să le implementeze. Noi vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea de astăzi. Reamintesc publicului, în studiu a fost domnul secretar de stat Mircea Păscăluță, este secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Mulțumesc publicului care a ascultat programul. Îl invit să fie și pe mai departe cu postul național de radio.